Vă spuneam puțin mai devreme că riscurile sunt specifice la bărbați și la femei, deși sunt și riscuri care nu țin de gen, însă fiecare ființă are o chimie în funcție de genul ei. De pildă, sistemul endocrin, hormonal al unui bărbat, este foarte diferit de al unei femei. La o femeie, sistemul acesta endocrin este extrem de complex și răspunde specificului ei. La un bărbat este extrem de simplu și se încadrează în specificul lui. Imaturitatea și pofta ca și riscuri nu sunt doar pentru bărbați, dar sunt în mod deosebit pentru bărbați. Dumneavoastră știți că bărbații sunt stimulați prin vedere, femeile sunt stimulate prin atingere. Lăsați-mă să fac o paranteză aproape ca de obicei și să comentez puțin treaba asta. Deși este o chestiune care ține de intimitate, permiteți-mi să spun două, trei vorbe despre treaba asta cu toată decența de care eu sunt în stare. Un bărbat, din punct de vedere sexual, este stimulat prin vedere. Hristos atenționează acest fenomen specific masculin când spune în Matei 5 cu 27 știți că în Vechiul Testament s-a spus să nu comiți adulter dar eu vă spun în Noul Testament că dacă cineva se uită la o femeie ca să o poftească atunci a și comis adulter cu femeia aceea e îmbrăcat, e încheiat la nasturi este pe trotuarul celălalt și el a comis adulter de ce bărbatul poate să facă asta în mintea lui? Pentru că un bărbat, el inițiază prietenia, el inițiază logodna, el inițiază căsătoria și el inițiază actul intim. Bărbații datorită chimiei lor, neurotransmițătorii, cred că vă vorbeam aseară puțin despre asta sau nu, am fost în mai multe locuri și câteodată le încurc, noi avem, noi suntem în capul nostru din punct, de vedere al, din punct de vedere al subiectului un combinat chimic. Avem o grămadă substanțe care atunci când se întâlnesc la acțiunea creierului, la inițiativa creierului, ele produc reacții. Un bărbat când se uită, el este stimulat prin simpla vedere. O femeie nu este stimulată, dacă ar fi și ea la fel, ce ar fi în lumea asta ar fi complicat. Ea este stimulată prin atingere. De aceea s-a inventat cuvântul preludiu, înainte de actul intim, și postludiu, după actul intim. Când un bărbat se uită, într-o clipă se autostimulează și este gata de intimitate, nu mai trebuie nimic. O femeie însă trebuie să fie implicată într-un preludiu ceva care o ajută să se stimuleze, adică cuvinte, gesturi tandre, romantice, așa cum sunt potrivite în cadrul căsătoriei în dormitorul nupțial. Ea are nevoie de chestia asta, pentru că așa a creat-o Dumnezeu. Sistemul ei de alarmă se decuplează atunci când este atinsă, mai ales în zonele specifice unei femei pentru intimitate. Bărbatul nu are nevoie de preludiu, dar femeia are Iată o, o diferență uriașă între unul și altul cu privire la intimitate. Ei bine, numai că ochii bărbatului, bărbatul când iese pe stradă și ochii lui întâlnește, întâlnesc imaginea unei femei care este frumoasă și îmbrăcată insinuant, ochii nu știu, nu fac diferență între trupul soției și trupul altei femei. Atunci când ești în tramvai și cineva scoate un măr și mușcă din el, ce faci? Îți vine apă în gură. Dar dacă ești pocăi nu îți vine, nu? Pocăiților nu le vine apă în gură, Doamne ferește. Cum să nu îți vine apă în gură? Îți vine, la toți oamenii le vine apă în gură, că ați veni apă în gură nu are legătură cu moralitatea. Este un sistem în corp care funcționează indiferent dacă te pocăiești sau nu te pocăiești. Are diferență când după ce ai văzut, nu poftești. Aici intervine chestia cu pocăința. Dar când vezi, ochiul transmite ce a văzut, transmite că pregătit. e pregătit. Chestiunile astea sunt chestiuni foarte complicate, de care vă spuneam puțin mai devreme când am numit gestionarea sexualității. Am vorbit despre poftă și despre imaturitate ca fiind apanaj bărbătesc, riscuri masculine și competiția și expunerea uh, riscuri feminine. Dar dacă vorbim despre responsabilități, am spus aseară și repet în dimineața asta, că responsabilitatea majoră a unui băiat, este, a unui bărbat, a unui soț, este să-și iubească soția și a unei soții este să se supună sau să-și respecte soțul. Ideea nouă pe care vreau să o aduc, lăsând în urmă tot ce am spus până acum, este faptul că aș vrea să vorbesc un pic despre riscul toxicității familiei sau relației. Dumneavoastră știți că relația din cuplu poate să devină toxică. Este o, un termen mai modern folosit în felul ăsta, dar el vorbește despre o relație care nu mai funcționează, care este toxică. O relație care a funcționat înainte și nu mai funcționează acum. De ce? Dintr-o mie de motive. Atunci când relația de familie devine toxică, de obicei, unul dintre cei doi soți are un comportament dăunător, otrăvitor. Asta e ideea de toxicitate. E o relație otrăvitoare. Unul dintre soți, dacă nu amândoi, otrăvesc relația. Și această otrăvire produce moartea. Mai întâi îmbolnăvirea, incapacitatea și apoi moartea. Se obișnuiește să se spună în ideea aceasta că unul dintre soți poate fi resursă și unul poate fi căpușă. Dumneavoastră știți ce e a căpușă, nu? Foarte bine. Există posibilitatea ca unul dintre soți să aibă un comportament de căpușă. Știți ce face căpușa? Căpușa suge. Atât face. Este, e o ființă mică care suge și și o moară dacă sunt și riscuri de genul acesta. Ei, comparația asta o putem duce la viața de familie. Să spunem că toxicitatea întotdeauna apare când unul dintre soți are un comportament gen căpușă. Deci o persoană egoistă, o persoană încăpățânată, o persoană certăreață, de obicei activă spre violentă, o persoană care tot timpul suge, nu e niciodată dispusă să ofere pretinde să fie iertată, dar nu iartă, pretinde să fie înțeleasă, dar nu înțelege, pretinde să fie iubită, dar nu iubește, pretinde să, dar nu oferă. Asta este gen căpușă. În situații de genul ăsta, în mod normal, familia se degradează. Există detașare emoțională, din ce în ce mai multă frustrare pentru partener, încercări tardive de a reconcilia relația. Dar nu funcționează. Întotdeauna, succesul căsătoriei depinde de potrivirea partenerilor. Nu există potrivirea partenerilor decât într-o mică măsură. Diferențele din căsătorie provoacă conflict, de aceea ele trebuie reconciliate. Iar metoda este adaptarea. Când se face vară, noi ne adaptăm vestimentația la sezonul de vară. Nu mai venim îmbrăcați ca acum, că ar curge transpirația după noi. Ne adaptăm venind într-o într îmbrăcăminte lejeră, aerisită. Iarna ne luăm căciulă, ne luăm palton, ne luăm fular, mănuși, ghete. De ce? Ne adaptăm la sezonul rece. Iată dar, exact cum spunea Hristos, fățarnicilor, când vedeți soarele roșu și mai nu știu ce, știți că urmează să plouă sau să ningă, dar la lucrurile astea spirituale nu vă mai trece prin minte? Exact asta vă spun eu, vedeți? Nimeni nu e aici în pantalon scurți și în tricou, sigur că e și biserică, dar chiar dacă n-ar fi fost biserică, nici pe stradă nu e nimeni în pantalon scurți. De ce oamenii s-au adaptat la sezonul rece? Dragii mei, suntem siguri că avem suficientă minte să ne adaptăm la genul de partener pe care ni l-am ales? Degeaba îmi spuneți mie că nu-i bun, că nu eu vi l-am ales. Degeaba vă spun eu dumneavoastră că-s nemulțumit, că nu dumneavoastră mi-ați dat-o pe Carmen. Eu am ales-o. Eu mi-am ales un anumit partener. Indiferent că îmi pare rău de alegerea făcută sau nu îmi pare rău de alegerea făcută, eu o am partener pe Carmen. Eu trebuie să mă adaptez la femeia asta așa cum e ea, nu așa cum aș vrea eu să fie ea. Ea nu poate să fie cum vreau eu, ea este cum este. Degeaba o vreau acum blondă, sigur că se poate vopsi, dar eu vorbesc doar de un exemplu, nu vorbesc de îngălbenirea părului. În ce măsură am flexibilitatea, înțelegerea, bunătatea, dar și motivația, efortul, sacrificiul să mă adaptez la soția mea? Întotdeauna capra vecinului e mai bună, iarba din curtea vecinului e mai grasă, în ce măsură mă adaptez eu la soția mea? Atunci când apare un conflict, fiecare se plânge de celălalt. Ideea ar trebui să fie, fiecare trebuie să ne adaptăm la celălalt. Nu să știți că există patru temperamente. Hai să vorbim un pic de personalitate. Să plecăm un pic de aici. Poate ajută un pic pe cineva. O persoană este o personalitate. Personalitatea e formată din câteva piese componente. Aceste în general e formată din temperament, caracter și aptitudini. Aptitudini. Sigur că mai sunt cel puțin încă un lucru, dar nu este important din punct de vedere al subiectului nostru. Hai să rămânem la acestea trei: temperament, caracter și aptitudini. Aceste trei lucruri se împart în două categorii. Prima categorie. Temperamentul și aptitudinile sunt înnăscute. Cum te naști cu ele e o chestiune genetică. Așa rămâi până la moarte, nu se schimbă niciodată. Poți să te pocăiești, poți să fii botezat cu Duhul Sfânt, poți să fii ordinat păstor sau șeful cultului, temperamentul îți rămâne același și aptitudinile îți rămân același. Ce este temperamentul? Este specificul genetic. Este viteza de reacție a sistemului nervos este pecetea înnăscută de la bunici și părinți cu privire la genele care îți definesc temperamentul. Ce este aptitudinea sau aptitudinile? Aptitudinile sunt înclinații înnăscute, unul e sportiv, se naște sportiv, unul se naște cu înclinații înspre artă, muzică, desen, pictură și așa mai departe. Dacă nu ai ureche muzicală, nu o să fii niciodată un bun muzician, spre exemplu eu. A doua categorie, sunt lucrurile dobândite. Și de aici face parte un singur lucru, caracterul. Când un om se naște, el nu are caracter, nici bun, nici rău. E camera goală. Dar această cameră goală se umple în timp cu automatisme comportamentale. Ce este un automatism comportamental? E un obicei. Ce e un obicei? Este un mod de a face un lucru datorită repetiției. Adică, repet să minți până când devine obicei. Ăsta se numește automatism comportamental. Haideți să vă dau un exemplu banal. Când îți iei permisul de conducere, înveți că dacă faci un viraj la stânga, te uiți în oglindă, te asiguri. Așa se fac cele mai multe accidente, că nu se întâmplă treaba asta. Și apoi semnalizezi, apeși în jos pe chestiunea aia. După ce trec 2, 3, 5 săptămâni, 10... Nu te mai gândești să semnalizezi și vorbești la telefon și degetul semnalizează singur. Asta se numește automatism comportamental. Imaginați-vă că Dumnezeu a fost atât de deștept încât a creat un pilot automat al omului ca să nu mai duși și grija la semnalizare. Stai de vorbă cu din dreapta și țic în sus, țic în jos, țic în sus, țic în jos. Asta se numește comportament automatizat. Ei, așa avem automatisme de în obiceiuri. Avem automat. Cu ce, cu ce ușă deschideți? Cu ce... Îmi revin imediat. Cu ce mână folosiți cheia ca să încuiați și să descuiați așa? Când vă duceți acasă, dacă nu, uitați să încercați să o folosiți și pe cealaltă. Să vedeți că nu nimeriți... Știința spune că mintea e ca o pădure și fiecare obicei e ca un drum. Și ideea este să activăm cât mai mult din mintea noastră, creind mai multe drumuri decât avem. Adică, de astăzi înainte, hotărâți-vă să deschideți ușa, cu, să folosiți cheia ca să descuiați ușa cu mâna cealaltă. Asta înseamnă că veți folosi mai mult din potențialitatea pe care o aveți și care este inactivă. E potențială, dar nu e activată. Uh, nu ne-am întâlnit pentru lucrurile astea și o să plec de la ideea asta, am vrut doar să vă spun următorul lucru. Fiecare om este format din zestrea lui genetică, temperament și poate fi cu tendințe colerice, sanguinice, flegmatice sau melancolice și asta nu o să o piardă niciodată, nu o să se schimbe niciodată, nu o să se îmbunătățească niciodată, așa te-ai născut, așa mori. Ai aptitudinile pe care le ai, pe care despre care știi sau despre care nu știi, pe care le-ai exploatat sau nu le-ai exploatat, și acum vine rândul la caracter. Și ai caracterul pe care ți-l-ai format sub influența factorilor de influență care s-au manifestat prin mass media, televizor, părinți, trebuie să pun părinții primii, învățătorii de la școala dominicală, pastor, predicator, oamenii care ne-au influențat caracterul nostru îl formăm noi, ăsta este schimbabil aici poți să faci ce vrei poți să, poți să fii mincinos sau poți să renunți să mai minți și să te obișnuiești să spui adevărul. Cum se dezobișnuiește un om? Re având având capacitatea să se abțină să mai repete lucrul ăsta de vreo 30 de ori, atunci se dezactivează un obicei ăsta este codul prin care dezactivăm automatismele pe care le avem, abținându-le să le mai facem. Vă dau un exemplu, deși nu vă interesează pe dumneavoastră exemplele mele, dar vi le spun și eu. În 2016 am organizat Convenția la Chicago. Noi suntem trei organizații în Statele Unite, Church of God, Assembly of God și Uniunea. Uniunea înseamnă diferit ce înseamnă România. Și odată pe an ne punem toți trei împreună și facem o convenție undeva într-un oraș și vine toată suflarea, sunt mii de oameni acolo. Ei, în 2016 s-a făcut-o la Chicago și Biserica Betania, pe care eu o păstoresc, a organizat evenimentul ăsta. Și la evenimentul ăsta, eu, mie mi-a venit rău în, ultim, în, ultim, în ultima seară, aproape am leșinat și a doua zi m-am dus la doctor. M-am dus la doctor, m-au pus pe secția de neurologie cu capul. Și acolo m-au consultat, mi-au făcut tot felul de MRI și de CT scan și de alte, așa cum se face în mod specific la medic. Și spre dimineață, într-o noapte, o, 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 un doctor m-a văzut și m-a chemat. Am stat de vorbă cu el, mi-a spus mai multe lucruri și, printre altele, mi-a spus că trebuie să semnez un document potrivit căreia eu deleg pe cineva din familie ca să devină responsabil de mine în situația în care nu o să mai știu de mine. Am fost atât de uluit încât am simțit că nu pot să-i răspund că urma să îi în plâns. Stai, doamne, așa, eu am venit la dumneata că mă doare capul și dumneata îmi spui că eu o să ajung nebun. Și mi-a spus câteva motive pentru care am ajuns eu în starea de, de stres, de așa am avut o, o, un moment mai complicat. Și din tot ce mi-a spus, el mi-a dat seama că nu pot să schimb nimic decât un singur lucru, să mă las de cafea. Când zicea el că creierul stă într-un lichid ca un copil, împânte cele lumai, că eu beau apă puțină și dacă mai bei și cafea, cafea o absorbe apa din corp. Și a zis el că ar fi bine să renunț la cafea. Și am renunțat la cafea. În mintea mea, bineînțeles, că noaptea nu puteam să renunț la cafea decât în mintea mea. M-am dus acasă. A fost o experiență destul de urâtă, dar această, am avut nevoie de această experiență pentru că întotdeauna schimbările viață se fac în timpul unor crize. Dacă se întâmplă să treceți printr-o criză, o să vedeți că cu ochi plângeți și cu ochi râdeți. Ce înseamnă asta? Înseamnă că o criză creează un mediu potrivit să faci o schimbare. Și am făcut schimbarea că nu mai beau cafea. Numai că... Mi s-a părut înspăimântător să spun că eu de azi înainte nu mai beau cafea până când mor. Pare așa, foarte amenințător. Cum, Domnul să nu mai bei cafea chiar niciodată? Parcă nu, parcă n-ai curaj să spui treaba asta. Și atunci, cred că domnul a fost acolo și mi-a trecut prin minte ideea să spun, domne, eu nu mai beau prima cafea. Nu mai beau prima cafea. Pare puțin mai dulce. E normal că o beau pe-a doua, dar prima cafea nu mai beau. Că, vedeți, pocăiții ce să bea când se întâlnesc? Apa e banală, alcoolul e interzis, cafeaua e opțiunea cea mai potrivită. Eu nu mai beau cafea, dar nu mai beau pe prima. Nu sună deloc amenințător. Și au trecut de atunci până acum vreo șase ani și un pic și eu n-am băut prima cafea. Nu mai beau prima cafea. Dar din experiența asta am învățat un lucru spiritual. Dacă reușești să te ferești de primul păcat... O să te ferești de păcat. Dacă nu reușești să te ferești de primul păcat, o să păcătuiești și nu o să păcătuiești doar atunci, o să păcătuiești de fiecare dată. Dacă ai fumat odată, cel mai probabil că vei fuma întotdeauna. E imposibil să fumezi întotdeauna dacă nu fumezi odată. Eu le spun fraților, ferește-te de primul păcat, pentru că ăsta deschide un drum. Dacă nu te-ai putut feri în început, după aceea, nu mai ai nicio șansă să te ferești. Pentru că a apărut, ai, ai în minte gustul experienței aceleia și cu siguranță te vei duce pe drumul ăsta. De aceea trebuie să ne ferim de primul păcat. De aceea trebuie să stăm într-o altă zonă. Pentru că întotdeauna o experiență păcătoasă ne va împinge într-un comportament păcătos care va crea o dependență păcătoasă. Uh, revenind la ideea de resursă și căpușă, Aș vrea să spun că întotdeauna soțul sau soția resursă este cel care oferă. Ce înțelegeți prin resurse? Înțelegeți cărți, înțelegeți documente, înțelegeți tot felul de resurse. Dacă vorbim despre resurse alimentare, dacă vorbim despre resurse intelectuale, dacă vorbim despre resurse în orice domeniu, resurse e ceva ce oferă, oferă oportunități alternative. Ei, genul de soț sau de soție resursă este cel care îți oferă, îți oferă înțelegere, îți oferă iertare, îți oferă ajutor, îți oferă tot ce ai nevoie. Asta nu înseamnă că este un aparat care îți oferă la modul absolut. Înseamnă că e un om care face efort să, să fie un ajutor potrivit. Ei, cealaltă extremă este soțul sau soția căpușă. Asta nu oferă nimic, asta pretinde. Imaginați-vă o familie, fiecare dintre noi venim dintr-o familie, identificați în trecutul dumneavoastră părinți, bunici, mătușe, unchi și altceva, genul ăsta de comportament, căpușă și resursă. O astfel de familie va funcționa pe cheltuiala resursei. Iar căpușa va fi un leneș, să nu-i spun un puturos și trei sferturi. Dacă îmi spun leneș, nu mă refer leneș din punct de vedere al activității profesionale, ci mă refer din punct de vedere al implicării în familie. Dacă ai fi familia după el, ați divorța mâine. Dar există acolo unul resursă care ține piept și îi face față cât cei doi. Marea problemă este când există o familie cu resursă și căpușă, dar resursa obosește. Și la un moment dat spune, m-am săturat, nu m-am căsătorit eu să te bebisităresc. mai că ta nu te-a crescut, acum am ajuns eu să te cresc. Lasă-mă în pace. Și se satură și spune, nu mai plătesc nici eu rata lunară de astăzi, înainte cum nu mai plătești nici tu. Și sigur că familia intră în declin. Dacă două căpușe sau o căpușă și o resursă obosită, tot acolo se ajunge. Uh... Întotdeauna când vorbim despre genul acesta de comportament, folosind exemplele spre comparație resurse și căpușă, vorbim despre modul în care noi ne comportăm în familie. Eu sunt de felul meu o persoană mai militaroasă, mai, hai să spun, organizată, deși sună ca un fel de calitate și mă laud, dar am, în primii ani de căsătorie am obosit-o foarte mult pe Carmen cu specificul meu. Spre exemplu, dacă eu merg acasă și mă descalz, și de obicei mă descalz când ajung acasă, pantofii trebuie neapărat să fie așa, foarte paraleli, nu așa și nici așa, ci așa, și puși la locul lor. Nu știu de ce trebuie să fie așa, dar nu pot fi altfel. Deci nu pot, mă doare stomacul, fac nervi aici la stomac, dacă nu-l las pantofii așa, oricât aș fi de obosit, oricât aș fi de grăbit, trebuie să fie foarte paraleli și puși la locul lor. Asta nu e numai în legătură cu pantofii, e în legătură cu o grămadă de lucruri. Și această stare de perfecționism îl obosește pe celălalt dacă el nu e așa. Și destul de multe crize, de, 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 destul de multe discuții am avut cu Carmen, în legătură cu, cu perfecționismul ăsta. Și nu numai cu asta. Ei, trecând timpul, a trebuit, așa cum spuneam puțin mai devreme, să mă adaptez la ființa asta care este lângă mine. Las eu jumătate dacă pot, las eu jumătate dacă poate, și în felul acesta ne apropiem unul de altul undeva la jumătate prin ceea ce spuneam deja, prin acord. Acord înseamnă că eu stau de vorbă cu ea și spun. Uite, pe mine mă deranjează lucrul ăsta. Tu știi că te iubesc, știi că și eu, ca și tine, ne luptăm să facem o familie fericită, dar lucrul ăsta mă doare. A fost, au fost câteva luni, o perioadă de timp și nu ți-am zis nimic. Am încercat să trec peste, dar mi-am dat seama că nu pot. Mă doare prea tare. Și acum vin la tine și vreau să te rog să-mi faci o favoare. Ai putea să schimbi un pic ceva aici? Deci nu acuz, ci vorbesc despre mine că mă simt rău, că nu pot eu să supor, că îmi provoacă, îmi ia bucuria din viață, îmi a suflu, îmi ia aerul. Nu-i spun că din cauza ta se subînțelege că din cauza ei, dar eu nu-i spun asta. Că dacă îi spun asta, ăsta se numește un atac la persoană și ea o să se apere. Și o să spună, aha, păi și eu am avut 10 lucruri să ți le spun de 200 de ani și eu am făcut efort și am trecut peste și tu nu poți să treci peste unul și... Și nu ne mai potolim. Și atunci îi spun cum mă simt eu, nu cum este ea sau cum este el, ci îi spun, uite, eu am o problemă, nu mai pot să ai putea un pic să îndulcești lucrurile la capitolul ăsta și dacă ea spune da, atunci eu îi spun, mă așteptam să spui asta, îți mulțumesc frumos că accepti, promiți că o să, o să te ocupi de treaba asta. Da, să știi că eu de acum încolo mă aștept ca tu să faci lucrurile așa cum mi-ai promis. Ăsta se numește acord. Acordul trebuie făcut cu multă dulceață, cu multă înțelepciune Fără presiune, fără reproșuri, fără critică Ci încerci să-i explici celălalt că pe tine te doare undeva în suflet Și că aștepți ca el să-ți dea un pic de aer Să-ți ia mâna de la gură așa, dacă nu de tot, măcar pe jumătate, să nu mori Și dacă el sau ea spune da, ăsta se numește acord Te poți baza pe un acord dar dacă nu face acest acord și doar tu ți imaginezi că el înțelege despre ce e vorba sau ea, și el nu înțelege, atunci el se va comporta în continuare așa. E foarte important pentru orice dorești. Și nu poți să treci peste ce dorești. Să faci două când de ceai, să-l chemi sau să o chemi, să-ți iei două ore pentru treaba asta, să nu mai fie nimeni în casă și când prezinți problema să nu ataci. Să nu ataci persoana, ci să atrași problema. Și dacă e posibil să atași problema spunând că tu te simți rău în condițiile acelea. De pildă, uneori, dumneavoastră știți, noi suntem diferiți, mergem, ne întâlnim cu oameni și dacă eu sunt mai tăcut și tovarășul meu de viață e mai vorbăreț, mie o să mi se pară că vorbește prea mult și o să mi se facă rușine, bă, ce mult vorbește. Dacă e prea tăcută, o să mi se facă jenă, bă, dar nevastă-mea nu, nimic nu zice, domnule, toată lumea vorbește, ea tace, ăștia se uită la ea, ea în continuare tace și mă simt prost. Ei, când mă întorc acasă, nu-i vorbesc pe mașină, că nu avem timp să vorbim și deschid o rană pe care nu mai apuc socos. Și aștept dacă e nevoie o săptămână sau două, până când găsim cel puțin două ore, nu mai e nimeni în casă, suntem amândoi mâncați și... Îi spun, vreau să avem, vreau să discutăm, vreau să spun ceva. Nu mă întrerupe pentru 5 minute. Și îi spun ce mă doare, dar fără să îi spun că ea îmi provoacă durerea aceea. Îi spun pur și simplu pe mine mă deranjează treaba asta. Nu i spun că tu vorbești mult și pe mine mă deranjează treaba asta. Sau tu vorbești deloc și pe mine mă deranjează asta. Îi spun ce mă deranjează pe mine. Asta nu e un atac la persoana ei, ci din potrivă stârnește mila, compasiunea și înțelegerea ei atunci ei este mai ușor să se ocupe de mine pentru că eu n-am atacat-o pe ea. Diferența între a ataca persoana și problema e următoarea. Să presupunem că cineva minte. Dacă eu îi spun tu ești un mincinos, eu atac persoana. Dacă eu îi spun tu minți, eu atac problema. Asta nu e filozofie, asta e realitate. În momentul în care noi atacăm persoana, persoana se va apăra. Și știți cum se apără oamenii? Te atacă. Păi doar nu sta să-l omori. Omul își salvează viața. E, lucrurile astea ni se par detalii, dar știți de la ce ne certăm noi și avem probleme în familie? De la detalii, nu de la lucruri importante. De la niște lucruri banale ne luăm la ceartă și lucrurile banale ne toacă ca o picătură chinezească. De aceea... Ar fi bine să reconciliem puțin, să învățăm un pic cum putem să îndulcim chestiunile care provoacă nervi, mânie și ceartă. Și una dintre metode este să nu mai atacăm persoana, adică tovarășul de viață. Pentru că întotdeauna când noi atacăm, el va contraataca. Întotdeauna omul se apără. Dacă eu merg la fratele meu și îl împing, el o să se opună și o să, încearcă, o să încerce să mă împingă pe mine. Așa se întâmplă în cuplu. Întotdeauna lupta nu rezolvă nimic. Chiar dacă noi credem că avem dreptate, dacă avem dreptate, atunci să încercăm să ne folosim dreptatea pentru a aduce pace, nu pentru a ieși noi în evidență. Eu nu câștig când eu câștig. Eu câștig când familia mea câștigă. Eu nu câștig când câștig eu. Pe mine nu mă interesează să am dreptate. De foarte mult timp pe mine nu mai mă interesează să o convinc pe Carmen ca am dreptate. Deloc nu mai mă interesează. Misiunea mea nu este să o convin că am dreptate, misiunea mea este să o iubesc. Asta e misiunea mea. De la față de Carmen eu nu mai mă porc cu dreptate, cel puțin încerc să nu mai mă porc cu dreptate. Mă porc cu dreptate cu toată lumea, dar cu ea nu. Cu ea trebuie să mă porc cu dragoste. Și între cele două e o diferență ca de la cer la pământ. Nu poți în familie să ai și pace și dreptate în același timp. Ori una, ori alta. Alege-o pe care vrei și cu aia rămâi. Dacă vă gândiți bine la treaba asta, o să vedeți că este adevărat. Nimeni nu are și pace și dreptate. Dreptatea îți ia pacea. Pacea te face să renunți într-o oarecare măsură la dreptate. Nu poți să stai toată ziua cu gura pe bărbat și eu să fie fericit. Iertați-mă. Nu poți. Nici bărbatul nu poate toată ziua să o facă să se simtă fără valoare și ea să nu mai poată de fericire. Nu te poți cocoța în vârful partenerului și la săracul să te ducă în spinoare toată viața și el să nu mai poată de bucurie. Fiecare are nevoie de împlinire, de satisfacție, de validare. Fiecare are nevoie să fie răsfățat, pentru că după cum ea e prințesa mea, eu sunt prințul ei. Fiecare trebuie să aibă bun simț, fiecare trebuie să încerce când desface sticla să-i dea celuilalt să bea, nu să bea el primul. Depinde ce gen de familie vrei să dezvolți. Dacă vrei să dezvolți un gen de familie autentică, un gen de familie unde fiecare se uită la binele celuilalt, atunci începi să faci treaba asta, indiferent cum se comportă celălalt. Pentru că în timp va învăța. Vedeți, noi ducem dorul, mai ales femeile, că ele sunt romantice, ele sunt emoționale. Noi ducem dorul la, la luna aia de miere de la început. Dar luna aia de miere de la început nu mai este nu doar din cauza partenerului, nu mai este din cauza amândurora, că Ca amândoi am pierdut chestiunea aia. Singurul lucru pentru care mai suntem împreună este să ne creștem copiii și să ne plătim datorile la bancă. În rest, toată lumea e obosită, e stresată, e nervoasă. La toți ne sare muștarul de nu se mai termină de muștar. Exact cum învățăm să conducem mașina, exact cum învățăm să practicăm meseria pe care o avem, așa trebuie să învățăm să fim oameni de caracter. Așa trebuie să învățăm să tăcem când tăcerea rezolvă o problemă, așa trebuie să învățăm să răbdăm, să acceptăm și să așteptăm până când vine vremea să spunem ce ne doare. Dacă tot timpul bunica zicea că stăm cu resteul la brâu, resteu era un len cu care, mă rog, avea altă întrebuințare, dar mai puteai să o folosești și pentru îndreptarea comportamentului partenerului, dacă nu era cu minte. Aș vrea să spun câteva lucruri care sunt cele mai toxice, deși par foarte nevinovate. Aș vrea să prezint, cred că 3 sau 4 sau 5 atitudini care sunt foarte toxice. Și primul este critica. Critica devine toxică atunci când unul dintre soți își critică partenerul în loc să se critique pe el. Își critică partenerul în loc să se critique pe el. Critica presupune să ataci personalitatea sau caracterul partenerului, învini, învinu, înviniindu învinu, învinindu l și criticându-i atitudinile. Sigur, critica este o realitate. Uneori este nevoie să critici ceva la partener, dar să faci lucrul acesta de obicei, încet, încet devii o persoană nesuferită. Sau, poate nu chiar nesuferită, greu de suferit. E foarte greu să iubești o persoană care te toacă zilnic ca pe salată. E foarte greu. Oricât ai fi de pocăit, oricât ai fi de disciplinat, te aștepți să trăiești lângă cineva care se conectează cu tine oarecum și care are un simț al măsurii. Dar dacă toată ziua stă în cap ca un șef, atunci încet, 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 încet te închizi, te ascunzi, că trebuie să faci față la aceste însepături două pe secundă. Tot într-o injecție te ține. Înțelegeți? Critica este o chestiune care nu se mai termină. Nici nu mai stai să te gândești dacă are dreptate sau nu are dreptate. Aici trece dincolo de adevărul criticii. Critica e dăunătoare în sine. Pentru că atunci când vorbim despre critică, vorbim nu doar despre faptul că ea conține un adevăr, ci vorbim despre faptul că este excesivă, este exagerată. În general, critica poate fi de multe feluri. Am să vă dau câteva exemple. Mi-am notat câteva exemple și am să vi le dau. Există o critică care are tendința să devalorizeze. Ești un nepriceput. Ce vrea să spună critica devalorizatoare? Îți ia valoarea. Adică tu n-ai valoare, ești un nepriceput. Care dintre noi se simte bine să fie tratat nu de un vecin, ci de propriu tovarăș de viață. Vă mai faceți mai aminte ce mi-a zis Carmen, când i-am dat sentimentul că e lipsită de valoare prin ceea ce eu i-am zis. Mi-a zis, nu m-am așteptat niciodată ca tu să-mi spui treaba asta, pentru că tu ești soțul meu, tu m-ai ales și mi-ai spus că mă iubești și că mă accepti așa cum sunt. Acum îmi spui că nu mai mă accepti. Și pentru mine asta este începutul sfârșitului. Toată lumea ne devalorizează din invidie, din neatenție, din obicei, din întâmplare. Și noi acceptăm treaba asta. Dar când partenerul ne devalorizează prin cuvinte, atunci lucrul ăsta este greu de suferit. Critica poate fi ca protecție. Știi că ești fricoasă. Ce o stare să încerci să înveți să conduci. Tu știi că nu te pricepi, niciodată nu o să conduci bine. Încercăm să o protejăm, dar de altfel, care este mesajul pe care îl transmitem? Este așa de prostuț încât nu o să reușești niciodată. Sincer, să fim cam asta înseamnă. Și ea înțelege, sau el înțelege foarte repede treaba asta. Sau este critica care reproș. Tu niciodată nu faci treaba asta. Am auzit că vecinul îi face cafea lui nevasa dimineața, tu niciodată nu o faci. Este o critică cu caracter de reproș. Deci de când te culci, de când te trezești până când te culci, tot într-o critică. Asta creează un mediu familial foarte nesuferit. Asta este ca o travă care usucă, usucă orice zâmbet, orice bucurie, trece dincolo de orice răbdare. Adevărul este că, în general, femeile sunt mai inclinate spre critică decât bărbații din anumite motive specifice femeilor. Dar asta nu înseamnă neapărat că femeile critică mai mult decât bărbații. Este sunt multe, sunt multe feluri în care putem critica, dar întotdeauna indiferent de cum criticăm, critica nu este bună. Putem să vorbim cu partenerul, putem să i cerem să schimbe anumite lucruri, putem să discutăm despre ceva ce nu funcționează, dar o critică fără sfârșit nu face altceva decât să conducă la frustrare. Critica nu este totuna cu plângerea. Critica implică învinuire atacuri personale sau acuzații. Plângerea este un comentariu negativ care produce rană. Vă spuneam puțin mai devreme că eu mă pot plânge spunându-i lui Carmen că lucrul ăsta mă face nefericit. Dar eu nu o atac pe ea. Eu spun în ce fel mă afectează pe mine chestiunea aceasta. Și atunci ea înțelege și sigur că iubindu-mă spune, mă, o să am mai multă grijă, am sorry. Numai dacă îmi spune asta mă satisface. Cum să faci față criticii? Aristotel spunea, critica este ceva ce puteți evita spunând nimic, făcând nimic și nefiind nimic. Asta înseamnă că întotdeauna un om care trăiește și face un lucru este criticabil. Știți cine nu este criticabil? Omul care nu face nimic. Asta este o extremă a criticii. Uh, al doilea lucru, comportament, atitudine destul de deunătoare, deși nu pare, critica nu pare foarte complicată, dar întrebați dumneavoastră orice persoană care are un partener, mai ales un soț care are acasă o soție, critică, care nu se mai oprește, pur și simplu nu poți să o oprești. Îi produce multă, foarte multă amărăciune. Bărbații sunt niște ființe logice care când îmi spui odată mă informezi, când îmi spui a doua oară mi-aduce aminte, când deja îmi spui de trei, -a, a treia oară deja mă critici. Ce rostare? Deja mai mi-ai spus de două ori. Sigur că vine și răspunsul la întrebarea asta, ce rostare. Păi, ți-am spus de două ori și n-ai făcut niciodată. Să mai aduc aminte încă o dată ca să faci. Și asta este adevărat. Haideți să vorbim puțin despre dispreț. Disprețul în comparație cu critica este intenția de a insulta și de a abuza psihologic de partener. Disprețul este o atitudine mult mai mizerabilă decât critica. Dacă critica este explicată, este justificată de faptul că i-ai zis unui sos, mă schimbă becul, că s-a ars becul și nu-l schimbă. Ce să faci? Trebuie să-i mai zici încă o dată, știi? E critică pe de o parte, dar pe de altă parte și becul a ars. Trebuie să-l înlocuiască cineva, că dacă îl chem pe vecinul, iar nu-i bine. Cum să o dau? Dar disprețul nu are nicio justificare. Uh... Disprețul este cea mai distrugătoare dintre toate emoțiile, pentru că ridiculizează, umilește, demoralizează și cel mai rău, atacă, distruge stima de sine al partenerului. Disprețul este sarcasm, este miștocăreală în familie. Când disprețul este folosit în familie cu privire la anumite limite, cu privire la anumite incapacități sau defecte ale partenerului, va ajunge să fie folosit în cea mai distrugăt... ca o cea mai distrugătoare armă împotriva lui. De pildă, manifestări de dispreț, porecle, în general, lucrurile care ne dor le spunem în glumă. Pentru că în glumă poți să spui orice, însă cele mai mari adevăruri să știți că se spun în glumă. Adevărurile care dor sunt spuse în glumă pentru că destul că dor, dacă le mai și spui serios, aproape că lo omori sunt porecle, sunt insulte, este umorul ăla ostil, e sarcasmul sau miștocăreala, așa cum spuneam, sau bat jocura. Dacă în familie cineva își permite să folosească disprețul, sarcasmul, miștocăreala, să știți că a ajuns așa de departe încât nu mai are mult până la capăt. Este absolut imposibil să se întâmple asta. Nu mai gândiți-vă. Câtă iubire poate exista în cineva când îi spune soției, îi dă o poreclă care exprimă un animal mai prostut sau mai gras sau mai nu știu cum ca să spună ce simte față de ea. Unde e iubirea aici sau unde este respectul? O soluție pentru partenerul disprețuit e să spună cu voce tare care sunt calitățile celui pe care îi spunea în toate felurile înainte. În felul acesta, persoana care are obiceiul să disprețuiască, verbalizând disprețul, își va schimba încet, încet atitudinile. O a, treia, o a treia atitudine care este greșită și conduce la toxicitate este atitudinea de defensivă. Asta înseamnă un mecanism de a te proteja de pericol. Spre exemplu, când unul dintre soți disprețuiește, celălalt. Reacționează defensiv. Dacă ești defensiv cu cei dragi, poți crea un mediu foarte ostil și foarte tensionat în familie. Haideți să vorbim puțin despre câteva posibile manifestări de defensivitate. Căutarea scuzelor. Întotdeauna găsești o scuză. Ia încerca să vă gândiți, vi s-a întâmplat vreodată până acum soțul sau soția să-ți spună un lucru și să nu te scuzi? Încerca să vă gândiți, s-a întâmplat vreodată? Știți care e părerea mea? Nu, nu s-a întâmplat niciodată. Tot timpul suntem tentați să ne scuzăm. Tot timpul suntem tentați să ne apărăm. Dacă 50% e adevărat, și 50 de nu e adevărat, noi luăm alea 50 de care nu e adevărat și vrem să le facem 100 de procente. Întotdeauna când și de viață ne reproșează ceva, există un pic de adevăr acolo. Știți care ar fi atitudinea ideală? Îmi pare rău, tu ai dreptate, pare rău. O să fiu mai atent. Știți ce va transmite atitudinea asta? Va spune mi-am luat un bărbat de treabă pot să mă înțeleg cu el. Sau mi-am luat o femeie cu minte, pot să mă înțeleg cu ea. Dar dacă tot timpul stai cu Sfânta Sfintelor, niciodată nu poți să-i spui nimic, că tot timpul are explicații, atunci, până la urmă, spui, nici nu mai îndeschid gura data viitoare, îmi văd de treabă. Și îți găsești un alt loc unde să refulezi nemulțumirea și frustrarea. Și încet, încet îți pierzi stima, îți pierzi admirația și bai, nu e ușor să fii fericit. Fericirea e cel mai mare lux de pe fața pământului. Una e să-ți iei o dacie și, una e să... și alta e să-ți iei un esclas. Nu, iertați-mă, prețul nu e la fel. Esclas e lux. Dacie e împlinirea unei nevoi. Deși am dat un exemplu exagerându -l. Nu vreau să pun dacia să spun că nu e mașină sau că e mașină de oameni sărași. Nici, nici de cum. Totuși, e un pic de diferență între cele două. Uh, Negarea responsabilității este o altă atitudine defensivă. Pur și simplu nu-i treaba mea. Dar de ce numai eu? De o grămadă de ori uh, m-am simțit că Carmen, uh, dacă fac un lucru, mai vrea să fac un lucru. Dacă fac un lucru, mai vrea să mai fac un lucru. Și parcă niciodată nu se termină treaba asta. Și. De multe ori m-am simțit, mă, ia să mă gândesc bine, trebuie să fac treaba asta sau trebuie să-i spun că nu vreau să-l facă să ocupat? Există undeva o limită, însă în mod obișnuit să negi orice formă de responsabilitate, lucrurile alea pe care tu le negi, cineva urmează să le facă. Cu 10 ani în urmă, Carmen s-a îmbolnăvit de cancer și a fost un timp greu, ea trăiește prin mila Domnului, dar a rămas cu anumite incapacități, incapacități care se răsfrâng negativ asupra mea, în sensul că eu trebuie să fac lucrurile astea pe care ea le făcea altă dată. Eu nici n-am știut că cineva aduce coșul cu haine de la, din camera unde e mașina de spălat. Nici n-am știut cât de greu este să faci cumpărături de fiecare dată, că ți-au o grămadă de timp. Nici n-am știut că oala cu apă, ia o ia din chiuvetă și o pune pe aragaz și acum trebuie să o pun eu. Și multe alte lucruri pe care trebuie să le fac. E, astea toate sunt niște responsabilități noi care au survenit datorită incapacității ei de sănătate. Ce-ar fi să le neg? Negarea responsabilităților este o atitudine de indiferență, de nepăsare, de neimplicare. Adică vrei să-ți fie ție cât mai bine și celuilalt să-i fie cât mai greu. Că cineva trebuie să facă treaba aia. Sau respingerea propunerilor. Vine și Carmen cu o propunere, eu nu sunt de acord. Pentru că o femeie gândește ca o femeie. O femeie gândește în general în legătură cu copii, cu casa, ea se ocupă de îmbrăcăminte, că de-aia cheltuie bani, că dacă cumpăram eu îmbrăcămintea și eu tot pe bani o cumpăram, că doar nu era să o cumpăr pe gratis. Uh... O altă atitudine care provoacă foarte multă detașare emoțională este împietrirea. Partenerul încetează să mai răspundă la critici, la acuzații și la dispreț. Comunicarea toxică de până acum este înlocuită cu lipsa comunicării. De ce? Pentru că s-a împietrit. Nu mai spune nici bine, nici rău. Scuza împietririi întotdeauna este neutralitatea. Intenția de a nu mai înrăutăți situația și spui eu tac pentru că nu mai vreau să mai spun nimic ca să nu provoc ceartă, dar de fapt motivul pentru care taci este că te-ai săturat și nu mai poți să o vezi sau nu mai poți să-l vezi. Starea asta de împietrire precede divorțul. Este o formă absolută a detașării emoționale. Starea asta ar trebui să alarmeze soții și să găsească soluții de reconciliere. Procesul acesta are foarte multe faze, eu nu vreau să le mai explic, aș vrea să luăm o pauză și după aceea să mai avem încă un timp până aproape de ora 1, fără câteva minute, dar aș vrea totuși să spun ca și soluții, dacă tot am explicat problema, să spun câteva posibile soluții la genul acesta de atitudini care pot fi posibile în anumite familii. Abordează relația de familie cu o atitudine pozitivă. Nu toți avem o atitudine pozitivă din naștere. Sunt oameni mai pozitivi din naștere, colericii, sangvinicii, dar sunt și oameni cu o tendință negativistă, flegmatici și mai ales melancolici. Dar nu neapărat doar ei. De aceea ar trebui în mod conștient să abordăm o atitudine pozitivă, să dovedim interes, în primul rând, dovedește interes. De pildă, uite, vă dau numai un exemplu și faceți dumneavoastră o probă, puteți să probați treaba asta. Și asta e valabilă pentru bărbați. Când ajunge acasă, o să prezint un scenariu. El este imaginar, e întâmplător, pur și simplu. Ajunge acasă, du-te mai întâi la soție, pupo, îmbrățișează -o și întreabă cum te simți, ce ai făcut astăzi, cum ți-a mers. Și ea o să începe să vorbească acum. Iați 10 minute și ascultă. Uite-te, nu răspunde la telefon, nu face nimic altceva, dar uite te la ea, uită-te la ea în ochii ei și din când în când mai... Uh -huh. Uh -huh. După aceea, spune, scuză-mă, am ceva de făcut. Du-te-fă ce ai de făcut și apoi întoarce-te și pune următoarea întrebare. Te pot ajuta cu ceva? Dacă nimic nu se schimbă după ce ai făcut lucrurile acestea, sună-mă și spune, uite frate lui, fac de două săptămâni treaba asta și nu nu s-a schimbat cu nimic. Este imposibil să nu se schimbe. Simplu fapt că te-ai dus direct la ea, ăsta este un semn de iubire. Ai pupat-o, ai îmbrățișat-o. Simplu fapt că ai întrebat-o cum se simte și că ești interesat de răspunsul ei 5 sau 10 minute, ăsta este un mare semn de iubire. Și simplu fapt că ți-ai manifestat disponibilitatea și ai întrebat-o, te pot ajuta cu ceva, indiferent dacă ea spune da sau nu, pentru ea înseamnă foarte mult. Noi niciodată nu putem să înțelegem o femeie pentru că suntem bărbați. Cum nu putem să înțelegem cum e să naști. Așa nu poți să înțelegi o femeie. Există în limba engleză o carte care se numește Totul despre femeie. Am cumpărat-o la una dintre conferințele de familie pe care le-am făcut cu biserica noastră și am dat-o la fiecare bărbat. <laughs> Și a venit un moment când le-am spus: haideți să deschidem cartea, să ne uităm în ea și să vedem, să ne uităm la cuprins." Cartea este goală, e zero, nu e nimic în ea, toate paginile sunt albe. Știți care este ideea? O, o femeie atât de complexă și de misterioasă pentru un bărbat, încât el niciodată nu o va înțelege pe deplin. Trebuie să învățăm să o înțelegem pe femeie și femeia trebuie să învețe să ne înțeleagă pe noi. E foarte greu să înțelegi o femeie când ești bărbat pentru că ea e diferită. Și e foarte greu să înțelegi un bărbat când ești femeie pentru că ea, ea nu înțelege cum pe tine te deranjează critica. De ce te deranjează foarte mult când vorbește? Dar de ce? De ce nu-ți place să vorbim? Care-i problema? Logica bărbatului nu are nevoie de foarte multă explicație și nici de foarte multă vorbărie. În timp ce tăcerea și logica noastră sună un fel de izolare și de separare pentru femeie. Uh, Haideți să luăm o pauză, este și un sfert, mă gândesc să ne luăm 10 minute de data asta și să nu mai cântăm. Știu că pastori în general se feresc de metoda asta pentru că dacă ofer o pauză, un sfert dintre oameni pleacă acasă. Dragii mei, dacă vreți să plecați acasă, ne luăm la revedere, este alegerea dumneavoastră. Eu nu o să folosesc metode, metode psihologice ca cu niște copii pentru ca dumneavoastră să rămâneți. Uh, ne întâlnim la și două și puteți să mergeți la toaletă, puteți să beți apă, ne liniștim un pic că suntem aici de două ore și ceva și să nu ne afocăm, avem nevoie de un pic de pauză. Haideți să, pentru 10 minute, să facă fiecare ceea ce are nevoie să facă. Mulțumesc! Oameni dragi, apreciez că ați rămas. Permiteți-mi să spun o introducere, o scurtă întâmplare, are așa o notă de umor. Se zice că un misionar american s-a întors din. Uh, spațiu african unde făcea misiune pentru ca să mai strângă niște fonduri și să revină. El a mers la biserica de unde a plecat și la alte biserici. E o întâmplare care vizează timpul de acum 100-200 de ani în urmă. Și a mai mers la câteva biserici unde era cunoscut și pastorii au cerut congregație, bisericii, să, facă, să participe la o colectă pentru el. Și el dătea pălăria, așa cum folosim noi astăzi săculeții. Și s-a întâmplat că s-a dus într-o biserică, a dat pălăria, s-a plimbat pălăria peste tot și când s-a întors, s-a uitat în ea, era goală, goală pușcă, n-avea nimic. <gluzătorilor> și a avut așa o prezență de spirit, că s-a dus la microfon și a spus Mulțumesc frumos că totuși mi-ați dat pălăria înapoi. <gluzătorilor> ați fost generoși. <gluzătorilor> da, așa și eu cu dumneavoastră, vă mulțumesc frumos că ați rămas, mai, uh, mai avem câteva minute să petrecem împreună. Aș vrea să spun două lucruri în timpul ăsta și să încheiem cu o rugăciune. Este adevărat că trei ore să stăm la biserică nu-i chiar puțin. Cu siguranță fiecare avea ce o să faceți cu timpul ăsta astăzi. De aceea apreciez foarte mult că ați rămas. Sunt sigur că n-ați rămas de dragul meu, ci că ați rămas pentru că credem că e bine să vorbim despre lucrurile astea. Nu se potrivesc toate lucrurile pentru toți, dar cade pe o masă plină cu de toate, fiecare ne putem lua ce ni se potrivește pentru stomacul nostru și pentru gustul nostru. Spuneam că o să spun două lucruri. Dacă nu o să reușesc să spun două, o să spun doar una și oricum înainte de unul cu câteva minute ne oprim. Am intenția să spun faptul că noi, prin felul în care suntem ca indivizi, ne încadrăm în anumite tipare comportamentale. De pildă, uh, sunt cupluri care funcționează și sunt cupluri care nu funcționează. Ce au în comun cuplurile care funcționează? Cuplurile care funcționează au în comun, în primul rând, respectul fiecăruia pentru celălalt. Adică, fiecare se simte îndatorat și simte milă, simte respect, simte interes pentru celălalt, îi pasă de celălalt și încearcă să-l facă fericit. Această, această atitudine este una dintre cele mai nobile atitudini pe care un soț sau o soție o sau îl poate avea pentru tovarășul de viață. Apoi, Cuplurile care funcționează, pe lângă această atitudine de interes pentru celălalt, mai au respectul de a face toate lucrurile în consens. Ce înseamnă să faci toate lucrurile în consens? Orice discuție trebuie să se încheie cu un consens. Nu pot să trăiesc veșnic în dezacord cu tovarășul meu de viață, pentru că noi, Biblia spune, cei doi să se facă una, E, e ușor să ne facem una în intimitatea sexuală, pentru că este o bucurie a vieții, o nevoie a vieții și chestia asta se poate face doar într-un singur fel. Dar când vorbim despre complexitatea vieții în afara intimității, uh, sunt foarte multe variante și nu e chiar ușor să le potrivim. Dar, în general, sunt cupluri care evită conflictele. Sunt cupluri care se validează și sunt cupluri care se ascund, care se feresc de treburile astea. Așa că o să spun două, trei vorbe despre aceste trei genuri de cupluri, în speranța că cineva se va regăsi în turnul dintre ele și va primi o sugestie, o soluție la o problemă cu care el se confruntă. Subiectul ăsta este complex. Puteam să facem un, sub, Puteam să facem din el titlul conferinței, atât este de complex. Dar o să încerc să-l să prezint cât pot eu de scurt, dar dacă e posibil de înțeles. Haideți să vorbim puțin mai înainte de orice despre familia în care soții se validează unul pe altul. Înțelege ce înseamnă să te validezi unul pe altul, să fii de acord cu celălalt, să confirm ceea ce face celălalt, să îi dai, să bifezi cu verde la ceea ce a făcut el. Asta, această validare înseamnă să fii cu el, să fii pentru el, să fii de partea lui. Ăsta este stilul validant. Dacă vorbim despre stilul validant, în Biblie Avram a avut o manieră validantă, Iosif, Moise, Iosua, Samuel, întâlnim la ei această atitudine validantă. În această familie, soțul se consideră analitic, dominant și se simte responsabil să întrețină familia. De cealaltă parte, soția se simte a fi grijulie efectiv, expresivă și afectoasă. Cum funcționează o astfel de atitudine validantă? Uh, întotdeauna când validăm, suntem de acord cu partenerul. Spuneam aseară când am adus discuția despre cum să-ți respecti soțul, că una dintre atitudinile de dorit este să validezi ceea ce el face, ceea ce el spune, acțiunile lui, gândurile lui, sentimentele lui, dar asta nu înseamnă să o faci teatral. Nu înseamnă să o faci obligat, constrâns, ci înseamnă să o faci pentru că simți că ceea ce el spune este bine, ești în acord cu el, înțelegi lucrurile ca el. Nu trebuie să o faci de frică, nu trebuie să o faci numai pentru ca el să se simtă bine. Falsitatea nu ajută. A fi validant înseamnă doar a fi împreună, a fi cu, a fi pentru. Un al doilea gen de familie, din punctul acesta de vedere, este... Uh, stilul volatil. Înțelegeți ce înseamnă ceva volatil? Ceva volatil este ceva ce se aprinde repede. Benzina, acetona, alcoolul, orice este volatil. Ei bine, asta este familia unde soții se aprind imediat. Așa a fost Ilie din Vechiul Testament, așa a fost Ioan Botezătorul, așa a fost fiii țeruiei, fiii tunetului, așa a fost Petru. Petru era canțăndăros un pic, în sensul că era cu tendințe colerice. Soțul din această familie, sigur că este diferit. Această atitudine de a fi volatil se referă la soțul sau la soția care se aprinde repede. El, el sau ea nu pot discuta, nu pot argumenta, pentru că imediat se aprind. Ăsta este genul de familie unde ei nu pot purta amândoi un dialog. De ce? Pentru că într-o fracțiune de secundă dialogul se transformă într-o ceartă. De ce se transformă într-o ceartă? Fiindcă ei, în structura lor, nu au capacitatea, nu au răbdarea, nu au educația necesară ca să stea și să-l asculte pe celălalt. Celălalt să-l asculte pe el. Împreună să găsească o soluție de mijloc. Ci fie în care încearcă să se impună. Soțul se impună cu ce are masculinitatea, cu forța, Soția se ocupă cu ce are soția, cu pendularea. E, genul acesta de familie funcționează automat, pentru că corectările care sunt necesare a fi făcute nu pot fi făcute pentru că nu există capacitatea de discuție. Nu pot, nu pot avea o ședință cu privire la o problemă. Că iau foc, se ceartă, imediat se ceartă. Într-o clipă ridică tonul, pe unul altul, celălalt. De obicei când un bărbat se supără, reacționează în două feluri. Primul fel, se închide în el. Mia să știți că bărbatul din punct de vedere psihic, neuropsihic, e ca un dulap care are multe sertare și fiecare sertar corespunde unui, unei activități din viață. Familie, biserică, hobby personal. Uh, serviciu și to toate celelalte. Dar are și un sertar cu nimic. Bărbații au un sertar cu nimic. Ai observat, te uiți la el, se uită prin tine, dar nu e prezent, dar e acolo. E acolo, dar nu e acolo. Uite, alba nu e neagră. E, bărbații se odihnesc. Ei intră în sertarul ăsta când au, intră la ședință cu ei pentru anumite lucruri care sunt foarte grele. De pildă, a venit timpul să plătești rata la bancă și nu ai bani. El o să intre în sertarul ăla cu nimic să se gândească, să nu-l scoți de acolo, că oricum nu stă mult și iese el Că dacă îl scoți, iar intră acolo, că îl împinge nevoia. Femeia nu are sertarul cu nimic și nici nu are sertare. Ea are un dulap și când îl deschizi e ca poșeta ei, fără nicio despărțitură. E tot așa, e o cameră singură. Și acolo e un fel de, 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 de plasă și toate interacțiunile sunt niște impulsuri nervoase, de aceea femeile sunt istorice. Nu să știți că soțiile sunt istorice. Adică dacă faci un lucru astăzi, ea mai aduce aminte că ai mai făcut asta acum 25 de ani sau acum 35 de ani și tu nici nu mai ții minte că l-ai făcut, dar ea ține minte. Noi ca să facem asta trebuie să deschidem un sertar. Apropo, un bărbat nu poate să deschidă decât un singur sertar odată. Dacă vrea să deschidă altul, ăsta trebuie să-l închidă. Dacă soțul cu soția se ceartă acasă și urmează să vină la biserică, el a deschis certarul cu familia S-a certat, închide certarul cu cearta și cu familia Și deschide certarul cu biserică Aici nu e nicio ceartă El vine la biserică, el e liber El poate să se roage, poate să cânte, poate să se bucure Te uiți la el și nu arată ca fiind supărat De ce? El e în alt sertar, E într-o altă lume, într-o altă dimensiune Ea, în camera aia e și cearta În camera aia e și biserica În camera aia și copiii În camera aia e toată fața pământului E o aglomerație și o și o emoție acolo și niște conflicte și niște tensiuni, de fapt nu conflicte, tensiuni, presiune. De aceea n-ai cum să înțelegi o femeie, n-ai cum să o înțelegi, dar n-ai cum să o înțelegi. Revenind la stilul volatil, la stilul ăsta care se aprinde repede, sunt familii care... Dacă sunt amândoi, atunci este destul de complicat, că se creează o hipervolatilitate. O hiper dacă e numai unul, celălalt poate un pic să absorbe, poate un pic să amortizeze, dar atât cât poate. Însă aceasta, aduceți-vă aminte, cum spune, care e termenul lui Cornilescu, cuvântul biblic în traducerea Cornilescu la, la această volatilitate? Mai țineți minte cine poate să spună? E, e, o, e o denumire de un păcat de fire pământească, iuțime. Și de multe ori Pavel spune, orice iuțime să piară din mijlocul vostru. Iuțimea să știți că se poate corecta în momentul în care un om își dă seama că să fii iute sau curvar înaintea lui Dumnezeu e la fel de păcat. La fel de păcat. Păcatele nu-s mari și mici. Sunt păcate. Iuțimea este un păcat de valoare, adică nu de valoare, de uh, gravitatea, asta era cuvântul care îl căutam, de gravitatea oricărui alt păcat. momentul în care eu, eu am avut problema asta, asta și încă mă o mai am într-o oarecare măsură. Nativ, genetic, specific, am chestia asta. Sunt 30 de ani de când mă lucru cu lucrul ăsta. 30 de ani, nimic n-am investit mai mult decât în, în, în lucruri de genul acesta. Sigur că în cei 30 de ani am realizat mult cu privire la aspectul ăsta, dar nu l-am terminat să revin. Când cineva conștientizează că are o problemă, care e păcat, care ofensează sfințenia lui Dumnezeu, el care se roagă și Dumnezeu îi răspunde, Dumnezeu îl îngrijește, îl milește, îl binecuvintează, omul se simte dator și vrea să se corecteze, să se sfințească, Că noi nu rezolvăm problema venind la biserică. Rezolvăm problema profitând de faptul că venim la biserică ca să, ca să avem mediul necesar unde să ne sfințim viața. Și omul începe să lupte împotriva acestei iuțimi. Începe să postească, să se roage. Începe să. Când eu am o discuție cu fratele Daniel sau cu oricine altcineva și simt că la un moment dat presiunea emoțională crește, ei eu știu că urmează să-mi sară capacul. În momentul ăla. Mă retrag și vorbesc cu mine și spun, acum trebuie să am grijă că mă prind, mă prind. Și îi spun, iartă-mă, Tero, trebuie să merg până la toaletă. Mă duc și spun, Doamne, nu vreau să mă cer cu omul ăsta, nu vreau să, să mă dau din nou un spectacol, ajută-mă să fiu rațional. Ajută-mă, te rog, să mă duc și să, să discut la nivelul argumentelor. Doamne, ajută-mă să, să stau concentrat pe. să nu cumva să însară capacul. Nu pierd din vedere perspectiva săririi capacului. Mă întorc și încerc să nu pun presiune pe el, să nu încordez discuția, dar tot timpul mă gândesc la mine, nu cumva să trec de, de zona aia unde, pentru câteva clipe, pot să spun o grămadă de prostii. Iată, dar cum eu pot să lucrez la treaba asta, că asta e mine nu o uit acasă. Asta sunt eu. Dumneavoastră înțelegeți ce e a fire pământească? Fire pământească este dimensiunea materială. Asta e temperamentul. Psihologia îi spune temperament, Biblia îi spune fire pământească. Asta e firea pământească. Asta este sediu sentimentelor... Nu sediu sentimentelor. Asta este sediu instinctelor primare. Aici este ispita. La nivelul ăsta vine ispita. Aici e sexualitatea. Aici e mânia, aici e iuțimea, aici e mândria, megalomania, nebunia, desfrâu. Aici sunt în firea pământească. Asta trebuie supusă. Înăuntru e un om care se naște când omul se naște din nou. E omul nou în Hristos. Îl amănâncă Biblie, rugăciune, post, părtășie cu frații. Astea devin alimente care, el, care pe el îl hrănește. Dacă vrei să devii un om duhovnicesc și să-ți controlezi viața, deși ai multe obiceiuri păcătoase. Hrănește omul dinăuntru. Hrănește-l citind Scriptura. E un fel de ciorbă, de supă. Hrănește-l rugându-te. E un fel de felul doi. Hrănește-l postin, mai ales postin. Postul limitează energia. Adică nemai mâncând nu mai ai energie. Manifestarea păcatului întotdeauna se face cu energie. Îți trebuie baur. Bași benzină, ca altfel rămâi în drum. Ei, ia un felul 2, ia un felul 3, ia, ia, ceva de ser. Hrănește omul din lăuntru și doi, partea a doua, înfometează-l pe ăsta, înfometează-l. Fără pornografie, fără glume proaste, fără o senzualitate în afara familiei, fără erotism. Încearcă să, să trăiești într-o zonă de puritate. Încearcă să te gândești în tot ce faci lui Dumnezeu, îi place sau nu. Asta să-ți fie cântarul. Dumnezeu îi place sau nu? Dumnezeu îi place sau nu? Dumnezeu îi place sau nu? Dacă nu îi place, răstignește chestia aia care îți place ție. Vă aduceți aminte că spune Biblia, răstigniți firea voastră pământească și apoi, care sunt exemplele pe care le dă Scriptura? Începe cu sexualitatea. Că asta este cea mai mare problemă, mai ales la bărbați. Dar nu numai, și femeile sunt ființe sexuale. Nu numai bărbați. Numai că bărbații au, au inițiativa aia care vine din neurotransmițători. Dopamină, serotonină, epinefrină și mai ales adrenalină. Ei, el are, are pornirea într-o fracțiune de secundă. Ea trebuie pornită de el. Asta se numește legea entropiei. Faci o casă și încet, încet se dărâmă singură. Care sunt argumentele evoluționismului când lucrurile se degradează singur? Omul își face casa nouă și se strică, trebuie să, tot trebuie să o repare. Legea entropiei. Am lăsat asta în picioare și am găsit-o culcată. Ați văzut cu ochii dumneavoastră. Probabil că ar trebui să mai spun un lucru sau două. ar trebui doar să mai spun, doar să, să numesc, să enunț. Cel de-al treilea stil este evitant. Stilul evitant este Isaac. Vă mai aveți aminte de Isaac? Dacă citiți istoria lui, veți vedea că a fost un om foarte cal, liniștit. A fost, dacă astăzi cineva îl numea, spunea a fost un bărbat moale. Un bărbat liniștit, 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 de trei ori liniștit. De asemenea, Eli a fost un astfel de bărbat. Lea a fost. Vă ți aminte că am citit despre ea, în încheiere o să fac un pic de aplicație. Ei, stilul evitant este compus din oameni foarte pașnici. De obicei sunt flegmati sau melancolici. Ei au energie mai puțină și sunt, sunt introvertiți. Sunt oameni foarte pașnici și foarte liniștiți. Nu e, un, nu e o calitate, nu e un defect să fii coleric. Este doar să fii coleric. Pentru că colericul are calități și defect. Nu e o calitate și nu e un defect să fii sangvinic. Are calități și defecte. Și la fel este flegmatic și, și melancolic. Are defecte specifice și are calități specifice. Nimeni nu este coleric 100%, ci e coleric dominant. Dar are anumite valențe și de la sanguinic, flegmatic sau melancolic și invers. Dar un, un, un tip temperamental nu este specific. Însă, indiferent cum ești, sfințenia este posibilă pentru fiecare temperament. Caracterul ți-l poți construi, îl poți modela. E adevărat că e un pic de luptă, e un pic de hedec, de bătaie de cap, dar se poate modela. Temperamentul nu-l poți modela. Ăsta este genetic, este scris în codul tău genetic și asta nu se poate schimba. Culoarea ochiului, ochilor îți rămân așa de la naștere până la moarte, indiferent prin ce experiențe treci, unde ești promovat, dacă schimbi serviciu, dacă te pocăiești sau nu te pocăiești. Aceste trei genuri de familie, genul validant, Genul validant este familia care poate să discute. Ei sunt oameni liniștiți, totul la ei este o ședință liniștită. Ei pot discuta despre orice, ei folosesc argumentele. Sunt niște oameni stabili emoționali. De obicei, flegmaticul e cel mai stabil emoțional. Apoi, vorbeam puțin mai devreme despre volatil, despre cel care se enervează repede. Ăștia sunt colerii sanguinici. Aici sunt oamenii care se aprind imediat, imediat se aprind, imediat le trece, dar între cele două e o tensiune de dacă nu mori, atunci se termină repede, ăsta e adevărul. Ei se supără repede, pot spune o grămadă de lucruri grele, dar când ei se opresc, uit aproape. Ei te iartă în mod desăvârșit. Flegmaticul este adevărat că-i cu minte și liniștit, dar când se supără 20-30 de ani, ia ca să, se, să, să te ierte. Și ultimul este, așa cum spuneam, evitantul. Familia evitantă atât de mult ține la pace încât renunță la dreptate. Lasă lucrurile aproape oricum, doar pentru că nu au forța necesară să confrunte și să și se certe un pic ca să rezolve o problemă. N-are nicio importanță ce fel de om ești. Are importanță în ce măsură îți dezvolți omul care ești. Degeaba ai vrea să fii așa pentru ca să ajungi să te sfințești, nu o să fii niciodată așa. O să rămâi omul care ești acum. Dar îți poți dezvolta caracterul pe următoriu criteriu. Ce îi place lui Dumnezeu, o să-mi placă și mie. Dacă mie îmi place ceva și nu îi place lui Dumnezeu, pentru onoarea Dumnezeului meu care îmi dă zile. Când am fost tânăr, am făcut sport de performanță și am avut un băiat cu care am făcut sport și el e în pământ de vreo... 25 de ani, cam așa, 25 de ani, i-au rămas doi copii în urmă și soția văduvă. Eu de 25 de ani continui să trăiesc. Pe el l-a mâncat viermii. Să nu fiu dator lui Dumnezeu? Pot să nu fiu. Dar nu-mi permit. N-are nicio importanță ce-mi place mie. Dacă las carnea asta să-mi spună ce-mi place, tot ce îmi place va fi destrăbălare și mizerie. O satisfacție, o satisfacere a instinctelor primare cât mai mizerabilă. Dacă țin cont de omul din lăuntru, care s-a născut din nou prin pocăință și credință, cel care s-a născut din nou, cel care se hrănește cu lucrurile sfinte, dacă el este hrănit și firea înfometată, omul din lăuntru îl va subordona pe omul din afară. Dacă hrănesc omul din afară și îl înfometez pe cel din interior, carnea va dicta și îl va comanda pe omul dinăuntru, care de-abia îl mai găsești prin colțul patului, pe undeva pe suplapumă, pe supătura. De ce? Pentru că nu e hrănit, nu este dezvoltat, nu îi ofer un mediu să se dezvolte. Oameni buni, noi suntem ceea ce ne hrănim să fim. Dacă ne hrănim cu păcat, indiferent de forma în care există el, atunci tot ce se va produce va fi din materia asta primă. Dacă toți carne de câine, de iepure, de măgar și de porc și de pui și de vițel și bucată și tocată va fi aceeași carne, va avea aceeași compoziție din animalul din care vine. Ei, tot la fel suntem și noi. Și acum, spuneam că încheiem în câteva minute și încerc să mă țin de cuvânt, revenim la pasajul cu care am început, și eu am o pasiune să vorbesc despre iubire. Eu am fost iubit de bunica mea care m-a crescut, dar n-am fost iubit de părinții mei că ei au dispărut. Sau ei au divorțat la șase luni de viață, când eu am avut șase luni de viață și am rămas singur. Bunica mea m-a crescut, n-am mai avut frați, n-am mai avut surori. Și iubirea a fost pentru mine întotdeauna un vis. De asemenea, a fost pentru mine un mare vis să am o familie care să nu divorțeze niciodată, care să rămână până la capăt împreună, o familie care să-și crească copiii, să-i educe și să plece din lumea asta cu misiunea împlinită. Am reușit atât cât am reușit ca oricare al muritor cu o grămadă de slăbiciuni, de alunecări, de defecte, dar aș vrea acum să fac un pic de aplicație practică înainte de rugăciune pe cazul acestei femei. Astea au fost două surori. Rahela și Lea. Rahela a fost frumoasa familiei, Lea a fost altfel. Și când Iacov a apărut în peisaj, prințul care a venit să se însoare undeva departe de casa lui, a pus ochii pe, sigur, pe fata frumoasă, pe băieții, asta îi atrage frumusețea. Și mulți se nenorocesc datorită frumuseții, pentru că nu în spatele la un corp frumos, nu întotdeauna ai un suflet frumos. Dar băieții află asta doar când îmbătrânesc. Și noi nu ne căsătorim la bătrânețe, ne căsătorim din nefericire la tinerețe. Din nefericire, sigur că nu e adevărat ce am spus, dar ar fi bine să fie adevărat. Haideți să revenim. Tatăl acestor fete era un bandit, era un, era un oportunist și un materialist. Vă puteți da seama cât de materialist a fost? Încât atunci când a venit Iacov, în, vreme, în cultura aia, fetele se vindeau și el a muncit șapte ani ca să o cumpere pe Rahela. Numai că noaptea nunții, imaginați-vă într-un cort, în besnă, Biblia ne spune că au avut o masă, probabil că au consumat alcool. Nu insinuiesc, probabil. Și când s-au culcat, s-a dus el în cor cu nevasta lui, taică să loc să o, o, trimită în cort pe Rahela, a trimis-o pe sorul sa, pe Lea. Dimineața când s-a trezit Iacov și s-a făcut lumină, când s-a uitat lângă el, tot ce cauți aici? Era Lea, nu era Rahela. Nu mai imaginați-vă cum s-a simțit ea folosită, cum s-a simțit el trădat, cum s-a simțit Rahela care a rămas afară și aia ce-o fi avut în cap. Gândiți-vă la, la drama la situația asta. Și acum el se împodobește cu două femei. Pe una care o vrea și pe una care a apărut acolo și ce să-i mai facă, unde să o trimite, lasă o și pe asta aici cu o fi bună de ceva. Și exact așa a rămas Lea, o femeie care s-ar putea să fie bună de ceva, roata de rezervă de la mașină. Și uitați ce spune scriptura. Domnul a văzut că Lea nu era iubită. Pe mine mă termină subiectul ăsta. Pe mine mă termină subiectul ăsta. Este subiectul meu preferat. Domnul a văzut că Lea nu era iubită. Dumnezeu vede întotdeauna când cineva nu este iubit. A nu fi iubit în cazul în care e căsătorită este un abuz, e un furt este un păcat. Orice bărbat are obligația să scoată din buzunar și să-i dea pentru că este obligat să-i dea soției lui iubirea. Iubirea ei e la el. Iar el nu poate opri pentru că e a ei. Iubirea din sufletul lui e a ei. Trebuie să-i o dea. Altfel Dumnezeu vede și se supără. Vă mai aduceți aminte subiectul de seară când Dumnezeu nu mai ascultă rugăciunile? Doar ei îi ia apărarea, nu lui, că ea e vulnerabilă, el nu e. Bărbatul e independent, ea e dependentă. Uitați ce se întâmplă. Domnul a văzut că Lea nu era iubită și a făcut-o să aibă copii în timp ce frumoasa Rahela este sterilă, nu naște. Și fiți atenți, femeia asta care avea complexul de inferioritate, o femeie neiubită, Face un copil și ea știe că un copil va fi un dar pentru bărbatul sau mai ales dacă e un băiat. În vremea aceea totul se măsura în număr de săbii în băieți. Un băiat era un războinic. Fata asta, femeia asta i-a făcut patru băieți. Și o să, hai să luăm, îmi iau un minus sau două. Haide să-l luăm pe rând. La primul băiat, uitați ce zice ea. Lea a rămas însărcinată, a născut un fiu și i-a pus numele, vedeți, fiu. Adică, ea i-a zis lui bărbatul său, uite băiatul n-ai încotro, pune mâna și iubește -mă. Uite ce ți-am dat. Însă el nu i-a dat nimic și n-a iubit-o. Naște un al doilea copil și îi pune numele Ascultare, dar el n-a ascultat. Naște al treilea copil și îi pune numele Alipire, numele Alipire și zice ea, de data asta soțul se va lipi de mine. Nu s-a lipit de ea. Face al patrulea copil și ea se resemnează. Își dă seama că nu poate să-i cumpere iubirea. Și știți ce spune? De data asta îl voi lăuda pe Domnul și vă voi mulțumi cu iubirea pe care mi-o va da el. Pentru că de la soțul meu îmi dau seama acum, deși nu-mi place că îmi dau seama de asta, el nu o să-mi dea niciodată iubirea. Femeia asta a trăit o viață complicată. A acceptat și s-a resemnat cu faptul că soțul nu o iubește. Și s-a mulțumit doar cu iubirea lui Dumnezeu. Iubirea lui Dumnezeu a rămas refugiu ei. Soluția ei și viitorul ei. O femeie care trăiește lângă un bărbat care o tratează cu indiferență. Probabil că aveau relații intime, evident, a făcut copii, era soția lui. Dar el n-a ales-o. El n-a iubit-o. Iar ea pur și simplu s-a trezit subordonată, subordonată, legată prin legământul de căsătorie cu acest bărbat care n-a iubit-o niciodată. Asta, pasajul acesta are, are așa o încărcătură, o dramă, o suferință în el ieșită din comun. Femeia asta a trăit o singură dată și ne-a iubit. Dacă ar fi fost fica mea, m-aș fi dus peste el. Nu i-a luat nimeni apărarea. Viața noastră e scurtă și uneori ne împodobim cu un tovarăș de viață care ne face această scurtă existență nefericită și însângerată și înlăcrimată. Când am fost tânăr, n-am gândit așa. Eram preocupat să am dreptate, mi-era teamă să nu mă țină Carmen sub papuc, era mentalitatea satului în care am crescut, că bărbatul are întotdeauna dreptate, Anii au trecut. Și felul în care s-a comportat această femeie, 38 de ani, față de mine, m-a condus la admirația de a îmi schimba felul în care mă raportez la ea. La vârsta asta, nu mai am nevoie să am dreptate în raport cu ea. Mă uit la toate sacrificiile pe care le-a făcut. De câte zeci de mii de ori mi-a spălat hainele, m-a așteptat, eu am călătorit toată viața. Absolut niciodată când m-am întors acasă n-am găsit-o dormind, indiferent cât a fost ceasul. De sute și de poate de mii de ori m-am întors noaptea, cine știe la ce oră. Niciodată n-am găsit-o dormind, fără excepție, niciodată. Ace am văzut în această femeie un spirit de sacrificiu dincolo de capacitatea de a-l înțelege. Ei, lucrurile acestea m-au pus în situația să mă gândesc cum răspund eu la această atitudine. Frații mei, surorile mele, Dumnezeu a fost supărat pe acest bărbat că nu a iubit-o pe Lea și a încercat să îi compenseze satisfacția ei de femeie oferindu-i copii, dar și capacitatea să spună de astăzi înainte. Mă voi mulțumi cu dragostea lui Dumnezeu. Eu sunt sigur că noi nu suntem aici foarte mulți oameni, dar sunt sigur că atâția cât suntem, fiecare are bucuria și necazul lui. Nu există nici măcar un om care să nu aibă undeva o cruce, un ghimpe, ceva care doare. Aș vrea să ne rugăm acum în încheiere și să stăm în fața lui Dumnezeu gândindu-ne la calitatea vieții noastre de familie. Mâine, poi mâine, eu o să mă opresc. Dumnezeu o să mă cheme acasă și o să rămână doar o mică poveste a unui om care a trăit nu știu câte zeci de ani. Și o să ajung în fața Domnului și Dumnezeu, după dreptate, o să mă judece. Câți oameni am siluit eu Câți oameni am supărat eu, am însângerat eu, am înlăcrimat eu, am nedreptățit eu, am jefuit eu, am lovit eu. Câți? Dumnezeu care e drept și e tatăl la toți oamenii, tatăl meu din ceruri e și tatăl lui Carmen. El este în egală măsură tatăl meu și tatăl soției mele. Lui nu-i pasă numai de mine, lui pasă și de ea la fel de mult. Trebuie să am omenia Trebuie să am curajul, demnitatea, onoarea de a o trata cu respect. În primul rând, pentru că este soția mea. Am făcut împreună trei copii. Ea a crescut cu mult sacrificiu și a trecut prin multă suferință în viața asta. Nu trebuie să vină pastorul să-mi ceară lucrul ăsta. N-am ajuns așa de jos. Pastorul să știe și pentru mine și pentru el ce trebuie făcut, iar eu să nu știu nici măcar pentru mine. Trebuie neapărat la vârsta asta. Să fac din calitatea căsătoriei mele scopul vieții mele. Care este părerea copiilor despre mine? Ce văd ei în mine? Există admirație în ochii în privirea lor, în sufletele lor sau un dispreț pe care încearcă să-l ascundă? Ce văd ei în viața mea? Un oportunist, un exploatator, o persoană care profită de orice pentru, pentru el? Sau un om care se risipește pentru alții și pentru familia lui? Care e modelul de familie pe care l-au văzut la noi? Stimați prieteni, dacă mor azi, biserica pe care o păstoresc își va aduce alt păstor. Mașina mea va fi vândută și un alt șofer o va conduce. Dar soția mea, copiii mei, ei nu vor putea să mă înlocuiască. Și tocmai pe ei sunt tentați să-i neglijez astăzi. Conferința asta de familie are rolul să ne ajute să intrăm în interior și să primim demnitatea de a ne raporta față de tovară și de viață așa cum vrea Dumnezeu. Cu milă, cu bunătate, cu respect, cu dragoste. Acestea nu sunt povești. Pocăința nu e o poveste, pocăința este o realitate. Vedeți Colin lumea. Și spun câte ceva într-o parte și în alta. Și să nu fiu în stare să fac femeia asta fericită, să se simtă fericită lângă mine și să nu-i par rău că s-a căsătorit cu mine. Să nu-i treacă niciodată prin cap gândul ăsta, bă, dacă mă căsătoream cu altul, poate că l-am ar fi iubit mai mult. Toate aceste întrebări, maniera în care gândim în, în clipele astea, este o manieră care e produsă de demnitatea unui om care vrea să fie sigur că n-a trăit degeaba. Avem la dispoziție o singură viață, câteva zeci de ani, ca să fim împotriva lui Dumnezeu sau pentru Dumnezeu. Ca să facem fericiți pe cei pe care i-am luat de la măsa și de la taso, promițându-i marea și sarea. Sau pur și simplu, să le transformăm viața într-o experiență foarte dureroasă. Vedeți? Nu putem să intrăm în trecut. Trecutul e încuiat. Dar mai avem la dispoziție ziua asta și dacă Domnul va îngădui și din zilele viitoare. Ce avem de gând să schimbăm? Ce avem de gând să schimbăm? Ești satisfăcut dacă acum ai muri? Crezi că Dumnezeu s-ar bucura de ce ai făcut până astăzi? S-ar bucura Dumnezeu de calitatea vorbelor pe care le-ai spus, de calitatea faptelor. S-ar bucura Dumnezeu câte lacrimi a vărsat omul de lângă tine, doar pentru că atâta ai știu să produci. Gândește-te la lucrurile astea. Există o dreptate care se va face într-o zi. Și pentru mine, și pentru Carmen, și pentru noi toți. Dacă aș putea să trăiesc toată viața mea cu gândul ăsta în suflet, aș muri în păcat. Am fost un copil fără părinți. Mi-am propus să fiu un tată bun și un soț bun. Nu prea am reușit decât atât cât am reușit. Dar continui să îmi îmbunătățesc calitatea vieții și raportul față de soția mea și față de copiii mei și față de nepoții mei. Ăsta este visul meu. Nu știu cât mai este la dispoziție, dar atât cât mai este o să încerc în continuare să fac același lucru. Pentru că mi se pare singurul lucru necesar. Am fumat, am băut, am făcut prostii înainte de 21 de ani când m-am convertit. N-am câștigat nimic. Nimic. Anii ăia sunt rușinea mea, care o trag după mine. Vreau să fac altceva cu viața mea. Vreau să-mi iubesc fata asta pe care am luat-o de la, de, de la maică sa și de la taică Și ea a crezut în mine când i-am spus că te iubesc, a venit după mine și a devenit soția mea. La ce folos toată filozofia mea dacă, dacă nu reușesc să fac fata asta fericită? Să fie bucuroasă că s-a căsătorit cu un om care știe să iubească, să ierte și să-l facă fericit pe, pe cel de lângă el. Gândiți-vă la lucrurile astea. Nu vreau să devin patetic, dar să știți că fiecare dintre noi ne-am născut într-o familie și murim într-o familie. Haideți să ne ridicăm, să stăm în fața Domnului și să ne gândim la povestea tristă a acestei femei. Povestea tristă a acestei femei s-ar putea să fie povestea soției mele sau povestea soției dumitale. Povestea soțului meu sau povestea soțului dumitale. Să stăm în fața Domnului și să luăm decizii noi. Nu ne oprește nimeni. Dumnezeu este la dispoziția noastră ca să ne sfințească. Haideți să intrăm în rugăciune și Duhul Sfânt să conducă rugăciunea noastră. Amin.